Președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, a precizat că în scurt timp va fi finalizată curățirea drumului de la Pojorâta și până la Chiril, în condițiile în care, după iarna trecută, au fost alunecări de teren de pe versanți, căderi de pietre și material lemnos. În prezent executăm lucrări importante pe drumul județene, în special la Broșten-Drmoxa, unde încercăm din nou să redăm circulații normale un tronson de drum care a fost de foarte multe ori afectat de traficul agabaritic de Bușteni, de masă lemnoasă. Vestea bună pentru unii, pentru alții nu prea bună, este că acolo vom monta și limitatoare de tonaj. Am avut discuții și cu poliția locală și poliția județeană în acest sens și sperăm și într-o relație mai strânsă cu cetățenii de acolo. De altfel avem și persoane care sunt dispuse să ne ajute cu informații cu privire la traficul agabaritic. Nu e normal atunci când ai o structură de drum proaspăt modernizată să vii să transporti în neștire cantități peste limita legală de masă lemnoasă. Și vom face acest lucru de monitorizare și control ca atare împreună cu poliția. Făcând referire la investițiile Consiliului Județean Suceava în drumurile județene, Cătălin Nechifor a spus că în prezent se realizează lucrări importante pe drumul județean Broșteni-Drmoxa. Nu în ultimul rând, Nechifor a afirmat că în situația în care viitoarea rectificare bugetară va fi una pozitivă, una dintre prioritățile administrației județene va fi modernizarea drumului dintre Liteni și Vulturești, care în prezent nu este asfaltat pe o distanță de 5 km și care ar realiza o legătură mai rapidă între zona Fălticeni și județul Botoșani.